Văd că parlamentarii, deci oamenii ăia din vârful dealului, băieții ăia care fac legi, continuă să negocieze între ei pe o chestiune foarte simplă, tranșată de lege. Fumatul în parlament. Fumatul, da? Fumatul. Știu, voi ați înțeles furatul, dar n-am ce să vă fac, bă? Nu e vina mea, e vina lor. Deranjați de norul de fum care învăluie holurile Parlamentului, deputații nefumători s-au decis să ia măsuri. Aceștia au cerut de la tribuna Camerei Deputaților amenajarea unor locuri speciale pentru colegii lor care fumează. A fost o intervenție în plen pe acest subiect, corectă. Mă bazez și pe bunul simț al colegilor mei și pe înțelegerea că cel care e nefumător nu e obligat să suporte fumul celui care este fumător. Nu, evident că nu trebuie să devină și lege neapărat. A devenit de mult. Desigur, unii parlamentari au uitat ce au votat, dar în România există din 2002 legea pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. În spațiile publice închise, fumatul este permis numai în camere special amenajate pentru fumat, cu respectarea unor condiții obligatorii. Iar acum, în 2015, parlamentarii cer, atenție, amenajarea unor spații speciale pentru colegii care fumează. Bă, am înțeles, unii fumează tutun, dar în rest ce fumați, mă, ce trageți în piept? Bă, știi ce am făcut eu azi noapte? Am făcut la țigări și m-am gândit. Deci Parlamentul a votat o lege în 2002 și în 13 ani nimeni din Parlament nu s-a sinchisit să pună în aplicare prevederile ei. Nu mai spun că însăși neaplicarea legii e contravenție, mă, nu doar fumatul în sine. Ah, stai că vine un alt fumător să ne explice fenomenul. Ia zi, tată. De acord să respectăm dreptul nefumătorilor de a nu fi poluați de noi fumătorii. Soluția asta e bună, să fie niște spații speciale, care să fie închise, care să aibă aerisire. Uite-l și pe Orban, mă. Am bătrânit în politică și zice că e o soluție bună cu spațiile speciale. Soluție votată în 2002, acum 13 ani. Mă, dar n-ar fi mai bine să facem niște spații speciale în care să vedeți ce ați votat voi de-a lungul timpului, a? Să stați acolo măcar o oră pe zi, parcă vă aud. Ia uite, bă, frate, am votat codul penal, auzi? Habar n-aveam. Dar ce naiba sunt astea, bă, ia uite, furt, mită, trafic de influență. Bă, nu știu ce sunt astea, dar ar trebui interzise.